La un nou Q&A. Data aceasta o să facem un Q&A, o să fie un Q&A o dată pe lună, deci hai să trecem la întrebări. Sper să-mi lăsați data asta niște întrebări în comentarii, pentru că trecută mi-a zis destule, nici măcar cât data trecută, nici întrebări ca lumea la care să răspund. Deci hai să trecem la episod. Prima întrebare vine de la Diamond, oh my god, el mă întreabă: pleacă ta video, este 960, da? E pe 2 giga sau pe 4? E pe 2 giga pentru că asta am găsit de cea mai bună magazin că am vrut. Pentru că, na, eu bă, de ce să comand, eu să aștept 3 zile, 4 zile. Deci, GTX 960 de 2 giga, da. Următoarea întrebare vine de la Rafa Andrei și el mă întreabă: câți ani ai? Fac 12, da, micuț, asta este. Ai iubită? Nu am iubită momentan. Ha, ha, ha. Ești cartof din Minecraft? Spune-mi numele în video. Rafa Andrei. Următoarea întrebare. Ai semifan, zice așa. Cum te simți așa a mulți abonați pentru vârsta ta? Bravo. În primul rând vreau să îți mulțumesc pentru că m-ai felicitat. Adică, na. Și sincer, chiar mă simt destul de bine. Adică, este ceva, sincer, pentru mine chiar este destul de mult, aproape 1000 de abonați. Imediat o să facem 1000, deci da, pentru mine este destul de mult și mă simt foarte bine. Următoarea întrebare vine de la The Amazing Gamer, el zice cam așa: de ce ți-ai pus numele de XP Gamer și de unde ți-a venit să ți-l pui? Păi asta este o poveste destul de lungă, o să spun așa mai concret. Păi eu eram, era prin sfârșitul 2014 și eu vroiam să cumpăr un laptop și eu eram cu Dr. Dan, dacă îl știți. Eram cu Dr. Dan, o să fac și o promovare. Eram cu Dr. Dan și bă, i-am zis că da, eu mă cumpăr acum laptop și mă pun să filmez pe YouTube. Adică, de ce nu? Dacă tot o să am laptop, de ce să nu filmez? Și, ok, dacă am zis o salvare, fumă, mă, eu țingeam un pic deschis ca să se aresească camera. Și la un moment dat ce nume să-mi pun. Eu am zis ceva gen XP Gaming. Nu prea sună bine. XP nu vreau vreo idee. Și după am zis, și după Dr. Dan a zis XP Gamer HD, bă, și mie mi-a plăcut, sincer. Și să mai pun și două liniuțe de este jos și pe așa mi-a venit mie să pun. Bine, asta e povestea concretă, poate în alt video o să spun fix mi-a venit să pun, deci da. Înainte vreau să vă zic, înainte de acolo întrebare, vreau să vă spun că sper că dacă Q&A-ul ăsta a fost ceva mai scurt, dar vreau să lăsați mai multe întrebări și sper că nu v-am pus pe toți, dar am selectat niște întrebări mai fain, neapărat faine, da? Na, niște întrebări care mi-a plăcut mie mai mult, așa să zic. Și următoarea întrebare și ultima este de la The Hardcore Gamer. Ce o să faci la 1000 de abonați? Păi eu la 1000 de abonați o să fac un tour al camerei mele. Deci abonați-vă cât mai mulți, stați, share-uri, like-uri, subscribe și ziceți-le la prieteni. Deci la 1000 de abonați o să fac turul camerei și poate sunteți și voi curioși să-mi vedeți camera mea. Ok, bă. Deci, bă, înainte să închid acest episod, vreau să vă zic că puteți să lăsați și voi niște întrebări în comentarii, să dați un like, un share să vă aduci pe prietenii voștri și un subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa!